Mergem la următorul speaker. Spune da. Cum creștem un copil autonom? Ce înseamnă un copil autonom? Ce putem face pentru a susține autonomia copilului? Care sunt regulile jocului din relația părinte și copil? Și ce ne împiedică să zicem da? Cu sfaturi concrete vine Otilia Mantelers, expert în parenting. În aplauzele dumneavoastră. Mulțumesc de introducere, Dan. Mai întâi vreau să felicit Dan Onino pentru studiul pe care l-ați făcut și pe dumneavoastră, domnul Acatrini, că mi s-a părut un studiu foarte bun și cum ați povestit și cum ați interpretat rezultatele și știu că e o muncă imensă să faci asta. Și mi-a plăcut și acel lucru pe care l-ați spus despre respondenți, că acum fiecare spune ce vrea. Da, exact, da, că și eu aș putea să... Dar să sperăm că au spus adevărul și e minunat, rezultatele sunt bune. Cine vrea să-mi spună și mie când mi se termină timpul? Vreți să-mi spuneți? Să vă uitați la cea să mă cronometrați? Da? Pentru o persoană ca tine, timpul nostru este nelimitat. Te rog frumos! Mulțumesc! Bine, atunci o să încerc eu să mă gândesc cam când trec 30-40 de minute. Mulțumesc! Putem să dăm... aici. Ok. Așa, următorul. Bine. Eu astăzi vreau să vă povestesc despre ce putem face, da, ca noi să avem un copil autonom. Și așa cum am văzut din studiu, și eu prin autonomie înțeleg aceleași lucruri. Adică atunci când pot, eu ca și copil, fac ce pot, da, fac de unul singur, când nu mai reușesc, cer ajutorul părintelui. Și mai înseamnă autonomie și că am încredere în mine, da? Și că atunci când am o provocare, îndrăznesc, da? Ceva din mine sădit de părinți mă face să spun da unei provocări. Și uneori pot să nu spun da, dar să am un pic de împingere din partea părintelui. Am văzut în studiul anterior că unii dintre respondenți au spus, dintre participanți au spus că prin autonomie înțeleg independență. Da? Și eu aș vrea să iau un pic de la vârsta cea mică, da? Pentru că mulți dintre noi vrem să avem copii independenți, dar uneori evaluăm independența ca fiind ceva altceva decât este. Și m-aș opri asupra celui mai celebru studiu făcut pe atașament, cel care a fost făcut de Mary Ainsworth în anii 70, cred că am apăsat eu pe ceva, nu? Așa. Și a fost, experimentul se numește The Strange Situation, situația ciudată, da? Și era în felul următor, într-o cameră era un copil și cu o mămică, da? Și la început erau împreună, la un moment dat mama pleacă și ca să observe tipul de atașament pe care bebelușul are cu mama, da? Bebelușul având între 12 luni și 16 luni, deci între un an și un an jumate, ei au studiat care este reacția bebelușului în momentul în care mama pleacă și în momentul în care mama revine. Și au fost următoarele reacții, da? Unii bebeluși, în momentul în care mama pleca, se uitau un pic în jur și se speriau și începeau să plângă. După care, când se întorcea, mama se duceau la ea, plângeau un pic și mama liniștea. Da? Acesta a fost stilul de atașament securizant, așa se numea. Da? Așa se numește. Celălalt, un alt bebeluș, da? Celălalt tip de atașament care se numește evitant, în momentul în care apărea mama, da? Înăuntru, nu, în momentul în care ea ieșea, bebelușul nu se speria, nu avea nicio reacție. Și în momentul în care se întorcea înapoi, iar nu avea nicio reacție. Deci ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Acesta era atașamentul evitant. Și mai era atașamentul ambivalent, în care mama ieșea, bebelușul se speria puțin, după care se întorcea înapoi și mama îl lua în braț, iar bebelușul era supărat pe ea și nu mai voia să se împace cu ea.
Ei, și noi avem tendința să zicem că un copil independent este cel care se descurcă singur, da? Cel care atunci când iese mama și se întoarce mama, pare că n-are nicio problemă, da? Sau părintele, că atunci se foloseau mamele, dar de fapt acum se folosește și tații în experimente, dacă am văzut că... Mulțumesc, da? Mulțumesc. Păi da, da, da. Aplauze pentru tații din această sală. Exact. Eu cred că sunt cel puțin la fel de eroi ca mămicile lor, ca soțiile lor. Așa este, da. Dacă nu, poate mai eroi din cauza că trebuie să înfrunte și prejudecata societății că tati nu... Nu? Că tati se descurcă. Măi, eu n-am niciun stres. Eu am purtat poșeta aia de căl. Da. Nu e nicio problemă. Acum depinde și de tăria fiecărui tătic. Da. Mulțumesc. Mai, mai. Bun, haideți să vedem așa, de ce ar avea nevoie copilul ca să-și dezvolte autonomia. Sunt trei lucruri mari. Primul, de dragostea necondiționată a noastră. Al doilea, a simți din partea noastră respect pentru faptul că noi vedem ce vrea să facă și să-l susținem în ceea ce face. Și o să dau exemple, da? Doar le enumăr un pic. Cum creăm un mediu astfel încât el să învețe din ce se întâmplă în mediul lui și apoi în momentul în care îl vedem pe el că vrea să încerce ceva noi să-l sprijinim. Da? Și o să încep cu primul, cu dragostea necondiționată. Acum noi știm că toți ne iubim copiii necondiționat. Da? Întrebarea e, ajunge mesajul ăsta la ei, că iubim necondiționat, voi ce credeți? Că n-ajunge, nu? Pentru că sunt momente, da, în care tot în studiu era că a vărsat ceva pe jos și o parte din respondenți se duc acolo și spun, hai, acum strânge tu. Reacția mea interioară, aia e. Să zic, acum ai vărsat, strânge, da? Și motivul reacției mele interioare este că tata meu, când era mică, da, îmi spunea, dar tu ești cu capul nori? De ce nu ești atent acolo? Și eu mi-am jurat în barbă că niciodată nu o să fac așa ceva cu copilul meu. Și în momentul de criză, cum văd, parcă mi se întunecă așa și spun, Doamne, laptele ăsta pe jos, nu, înnebunesc. Și îmi vine, uneori am și țipat, ce ai făcut? Ăla e un moment în care eu nu-i comunic la fetița mea dragostea necondiționată. Cumva am renunțat la speranța că o să o fac vreodată perfect, da? E clar că nu o să o fac perfect, dar mă strădui, da? Dacă am dat-o în bară, mă duc și îmi cer și o scuze și spun, mamă, uite, iartă-mă că am și eu un sertăraș aici în creier, în care am adunat niște dureri, da? Și pe mine mă certau, nu-i zic bunul, ca să mai aibă o relație și cu bunul, să mă mai lase singură cu soțul meu câteodată, să pot să plec. Și atunci nu-i zic că-i bunul, dar cineva mă certa și pe mine când scăpam laptele pe jos. Așa, deci asta ar fi dragostea necondiționată, să încercăm să nu-i dăm sentimentul că e un copil rău și să-i acceptăm emoțiile, da? O emoție de bucurie e ușor de acceptat, nu-i așa? Cea mai ușoară. Ce vi se pare cel mai greu să acceptăm? Ce emoție la ei? Cum? Urlatul, deci furia, da? Furia ne e greu să o acceptăm. Ce ne vine să facem când vedem un copil furios? Să-l potolim, da? Bun. Plâns, da. Oprește-te acum, noi așa ne oprim sau trebuie să te calmezi. Deci astea sunt momentele noastre cheie, ale grele ale părinților, când ne vedem copiii furioși, da? Și de ce au ei nevoie să le zicem, mă, te văd că ești furios, da? Ești foarte furios astăzi. Wow, îți vine să arunci cu scaunul ăsta, e ok că ești furios, dar uite, lăsăm scaunelul ăla aici, zicem nu, da? Astăzi vorbim mult despre a spune da, ăsta e un moment bun să zicem nu, da? Spunem da la furia pe care o simte și spunem nu la comportamentul care e generat de această furie, da? Deci cumva ne e foarte greu să vedem copiii furioși. Nu vă e greu când îi vedeți triști? Da? Așa. Ne e greu să-i vedem triști, fiindcă avem senzația că am greșit noi cu ceva, da? Și vrem să-l scoatem din această stare de tristețe, să-i dăm un motiv să se bucure de viață. Bun, deci
mă întorc un pic. Dragostea necondiționată înseamnă să le acceptăm emoțiile, da? Tot ce simt ei. Și să le, să le dăm multă atenție, da? Pentru că în, în acele momente de atenție, noi le comunicăm lor cât de mult îi iubim. Și o să vă povestesc un pic mai târziu despre două instrumente faine în care le dăm atenție și în care spunem da la copil, da? Și în care ei devin foarte, foarte autonomi. Bun. Acum, o să iau următoarele două puncte împreună și o să vă dau un exemplu. Da? Noi vrem un copil autonom care alege, alege să învețe, alege să fie curios, da? De fapt, nu că alege, scuze, el e curios și îi păstrăm cumva curiozitatea asta cu care el s-a născut. Și dau un exemplu. Da? La 2 ani îmi văd fetița, da? Eu am două fetițe și un băiat. Și învăț, mulțumesc. Și învăț fetița că face un puzzle. Și o văd acolo că încearcă să-l pună și mie îmi vine să zic, te rog frumos, ia-l acum și pune-l. Da? Uite-l acolo, mami, e colțul ăla, cât de greu poate să fie. Îmi vine să fac asta. Dar am citit cărți, știți? Apropo de asta, dacă vreți un copil dependent, eu știu să cresc un copil dependent, da, că fratele meu, acum mi-am adus aminte, stând de vorbă acum cu voi, nu era parte din prezentarea mea. Fratele meu a venit de la țară la 5 ani și eu am venit de la altă țară. Suntem amândoi doi țărani. Dar ne-am întâlnit când el avea 5 ani și eu 7 ani. Și fratele meu era foarte speriat, da? Că așa era pe vremuri, știți, ne duceam la bunici și ne întâlneam la un moment dat, ne duceam la școală. Și eu am început să-l învăț pe el ce trebuie să facă, da? Ca să se descurce cu taică-miu, l-am învățat, am zis, mă, băiatule, tu trebuie să citești povestea bunicu și nepotul, ți-o citesc eu, deci fac eu pentru tine, da? Așa, și tu o înveți, eu ți-o citesc, tu o înveți pe de rost, când vine tata te verifică, tu o povestești. După aia, mai târziu, eu am făcut tema la engleză, m-am descurcat cu profesoarele lui, tot. Ei, a fost o relație foarte bună, e în continuare foarte bună, dar am observat, la 24 de ani, când aveam eu 24, el 22, am observat că eu nu știam nimic despre viața lui. Eu nu știam dinainte, de unde înainte știam tot, dar tot. Știam cine sunt prietenii, acum nu mai știam cine sunt prietenii. Când s-a căsătorit, eu nu știam cine e nașul lui și nașa lui. Și am zis, oh my God, ce s-a întâmplat? Și mi-am dat seama că faptul că eu l-am făcut pe el dependent de mine, voiam să știu la ce job aplică și așa, l-a făcut pe el să mă respingă ca să-și ia un pic de spațiu, să crească fără mine. Da? Deci asta apropo de cum creștem un copil dependent sau independent. Când facem și, așa cum arăta și studiu, când facem lucruri în locul lor, atunci nu-i ajutăm. Revin la fetița mea cu puzzle-ul. Dacă eu iau piesa din mână și îi spun, uite, hai să o punem acolo, da, uite, acolo trebuie să o pui, da? Îi luăm procesul ei de învățare. Uite, dacă iau paia și se pune acolo și nu se potrivește, ce să fac? O pun alături sau iau alta, da? Deci nu o mai las pe ea să încerce, dacă eu fac lucrurile în locul ei. Deci, cum ar ajuta să fac? Ar fi, văd că se chinuie, nu iese, zic, a, wow, uite, ai pus bucățica acolo de puzzle, da. A, ups, n-a intrat. Da? Deci eu ce fac? Eu sunt un observator, merg în spatele ei sau lângă ea și o las pe ea să greșească. Dacă după 5 minute a tot încercat să pună 3 așa, ce se întâmplă de obicei? Se enervează, da? Se frustrează, o trântește, dă cu piciorul, nu? Așa. Și atunci eu ce fac? Îmi vine să zic, mai bine o puneam eu, dar nu zic asta și ascult. Da, n-a ieșit, așa e că n-a ieșit firariel de puzzle să fie. E greu puzzle-ul ăsta, așa e, mami, da. Ok, uite, eu sunt aici, ascultăm, te ascult că ți-e greu, că te-ai supărat. Nu chiar cu atâtea cuvinte, asta mai mult pentru noi, da, așa? Da, și aștept, după aceea e absolut sigură, sunt că vine și pune ea bucățica de puzzle. Cum mai oprim noi autonomia? Tot exemple de la mine. Găsește o broască. Zic, Dumnezeule, o broască?
soțul meu n-are nicio problemă cu broaștele, cu melcii, cu astea și el îi încurajează. Eu, în schimb, n-am putut. Melcii și râmele e tot ce am putut să fac, să-i las. Și atunci m-am retras și l-am lăsat pe tati, da? Ce nu poate mami, face tati. Și am zis, că citeam cărți, asta era, că trebuie să las copilul să exploreze, să înțeleagă și așa. Ok, tu poți cu râmele și cu astea, bine. Tu poți cu broaștele, bine. Și l-am lăsat, da? I-am lăsat pe copil și într-o zi avea băiatul meu 7 ani. Acum 2 ani. Și vine acasă cu o găleată de broaște, că el a strâns la drumul interzis. E un loc acolo, un câmp pustiu cu gunoaie și așa, și a venit cu găleata de broaște acasă și zice, mama, tu tot mă ajuți pe mine să mă împrietenesc cu frica, acum hai să te ajut eu să te împrietenești cu frica de broaște. Și eu zic, a, și cum propui tu să fac asta, că nu o să reușesc? Păi, dar cum? Tu mă pui pe mine să not, așa, să mă împrietenesc cu frica de apă și acum tu nu, cu broaștele. Zic, bine, hai să vedem. Și a făcut exact pașii pe care îi fac eu cu el când îi este frică de ceva. Și zice, mami, cât e frica ta de mare? Zic, Doamne, de aici până la cer. Ok. Cât vrei să o faci de mică? Da? Păi vreau să o fac până aici. Așa. Bun. Primul pas ca să facem frica mică. Deci asta e exact ce fac eu cu el, da? E frică pe topogan, e frică de nu știu ce. Zic, ok, cât e frica de mare? 100. Ok, până la cât vrei să o facem? La 5. Minunat. Și după aia zice, mai să vedem ce strategie avem. Și acum eu zic, n-am nicio idee ce strategie am ca să-mi fac frica mai mică. Și el îmi zice, foarte drăguț, închizi ochii, pui palma în față, așa, eu îți iau degetul, pui degetul pe broască. Stau, eu mă gândesc, băi, e un pas bun, e primul pas, e cel mai ușor pe care pot să-l fac. Îmi ia degetul, pune degetul pe broască, minunat. După aceea, pasul 2. Frica mea crește, apropierea de broască. Pasul 2 zice, pune-mi palma, îți pun doar un pic broasca în palmă. Așa, pasul 3 îmi pune broasca, eu o trag, așa, trag mâna. Pasul 3 îți pun broasca în palmă și tu deschizi ochii. Oh my God, bine, hai, ok, acum ia-le! Acum ia-ți broaștele și pleacă. Da? Deci, faptul că eu nu pot să mă laud că sunt un părinte care i-a învățat autonom. Am încercat să fac asta, dar după aia uite că dă roade treaba asta, că te învață și el pe tine, învață niște mecanisme. Bun. Da. Dacă îmi permiți, eu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ți-ar fi fost teamă de crocodil. Aș fi zis, mamă, eu cu frica asta vreau să rămân, alta. Asta și zis că e ok că nici eu nu te pun să, nu știu ce, să te duci cu parașuta. Da. Da, cu crocodilul nu. Mulțumesc. Există limite, înțeleg. Da, exact. Da, deci există limite că nici noi nu-i punem pe ei să tot timpul, da, să facă ceva, să-și depășească puterile mai mult decât pot într-un anumit moment, da? Ok. Bun, timpul special este un moment în care noi învățăm să spunem da copilului, da? Timpul special înseamnă un timp în care, să zicem, 10 minute. Eu sunt foarte obișnuită cu cronometru, de-aia am și întrebat să mă cronometreze cineva. E un timp în care eu pun, hai să zic 10-15 minute câteodată, pentru după ce exersăm de mai multe ori putem să ajungem la 30-40 de minute, în care eu îmi zic minții mele, gata, eu mă opresc, nu te mai gândești la treabă, nu te mai gândești la nimic, da? Și ești în relația cu copilul tău și faci, știți ce? Ce vrea el, da? Deci acum eu spun da la o groază de lucruri, e un moment scurt în care eu spun da. Și copiii mei, la început, când am început să le fac acest timp special, îmi cereau numai lucruri interzise, adică dulciuri, nu că-s total interzise, că eu le dau dulciuri, dar asta cereau, ce erau restricționate, da? Așa, cu limite. Dulciurile încerc să fie cu limite. Televizorul încerc să fie cu limite. Ok. Așa, și atunci au început să mi le ceartă pastea, întâi și întâi. Tabletă, televizor, telefon, așa. După ce am făcut eu 5 ori chestia asta, mergem la magazinul din colț și luăm 10 bomboane. Îmi zice, Doamne, Maica Domnului, ok.
mergem, luăm, fiate, nu luăm 10, luăm și noi 5, ca să ajung la 7, da? Că știu că dacă zic 5, trebuie să mă duc. Dacă zic 7, mă duc la 10, de fapt. Zic, mami, mele, luăm 5, nu 7, ok, 7. Așa, și ne ducem și mâncăm. Dar nu-l las pe el să mănânce singur și eu mănânc bio. Nu, că se simte prost, da, nu? Exact, că tu știi. Că ești specialist în nutriție. Da? Deci nu pot să-l las să mănânce 10 bomboane singur, ci mănânc și eu cu el. Da? Știți ce-mi cere? Să-l duc la McDonald's. Mamă, când mi-a cerut prima oară asta, am zis, wow, ce fac eu aici? Ce fac eu? Am zis, da? Da. Am zis, da, am mâncat Big Tasty, știu toate sortimentele, pe toate le știu. Pentru că zic, da, la cine e el în momentul ăla? Cine-i băiatul meu în momentul ăla? E un băiat care face parte dintr-un grup la locul de joacă, da? Care se duc la McDonald's. Cum, bă, tu n-ai fost? N-ai fost la McDonald's? Și de unde te duce, măta? Mama, vreau să mă duc și pe mine. Și l-am dus. Și avem acum o periodic, da? Nu spun cât ce înseamnă periodic. Periodic ne ducem, da? Așa. Bun, deci ăsta este timpul special. În timp, ei o să ajungă ca în timpul special să exerseze, spre exemplu, exersa fetița mea mijlocie mișcări de balet. Știți? Pentru că în timpul special, dacă atenția mea nu e la mail-uri, nu e la gătit, nu e la nimica, dacă atenția mea este pe copil, în timp, el vrea să facă ceva cu atenția ta. Și beneficiază de atenția ta dacă... când el, nu dacă, ci când el exersează ceva și devine mai competent, da? Ați văzut de multe ori, vrem și noi să facem curat în casă și să stea cineva, nu? Eu aveam chestia asta, stai și tu mama cu mine sau stai frate meu cu mine ca să fac ceva, da? Să fac ceva cu atenția cuiva. Da, deci asta ar fi timpul special. Și după aia ce să mai zic, în timpul special noi ne jucăm mult cu păpușele de asta de pluș. Chiar și băiatul meu de 9 ani jumate și vine și îmi prezintă colonia de foci, îmi povestește cum se mai simte el și zice, uite aici foca asta e orfană, da, e orfană, au mâncat-o niște urși polari, da, și foca asta se simte singură, nimeni nu o vrea. Și el, de fapt, știți despre cine vorbește, nu? Despre el. Altă dată ai scris o pisică și au mâncat-o doi câini, adică surorile lui. Așa, au mâncat coada, doi câini. Așa, vai ce i-au făcut sărăcuțul de când l-aud. Da, deci se ajunge în timp, după ce facem de mai multe ori timp special, trecem peste, ei vor să ne testeze limitele și e bine să zicem da în timpul ăla special, da? La cât de mult putem. Și e bine să zicem da și pentru că ne deschidem noi, da? Eu lucrez cu frica mea, băi, de ce mie frică de... Nu știu, să mănânc bomboane, da? De ce mie e frică? Păi nu știu, cine m-o fi speriat pe mine cu dinții, cu astea, da? Trebuie să văd, nu-i ca și cum încurajez asta să mănânce bomboane, dar vreau să văd că există și o frică la mine amestecată cu treaba asta. Bun. Tot legat de da, în relația cu copilul, mai ales în joacă, da? În joacă vrem... să lăsăm pe copil să regizeze jocul. Acolo erau fetele mele și alea sunt picioarele mele și s-a prins una de picior, eu eram așa și făceam poza așa și s-au prins și eram la socrii mei acasă, mi-amintesc și acum momentul, cu podeaua aia așa curată, că eu n-am așa ceva. Da, și se țineau de picioare, una se țineau și am zis, Doamne, 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 se culce mai repede și după aia am zis, hai, ultimul dram de putere și am zis, mamă, ia uite, am niște botoșele în picioarele astea, vai ce bine merg cu ele și pe parchet ele alunecau bine și am mers așa, după aia a vrut și Iuri, le-am făcut și lui băiatul meu, le-am făcut așa, da, deci botoșit și încerc să zic da, cât de mult pot eu să zic da la joacă, da? Mami, vrei să joci cu mine? Da, da. Vrei să facem clătite? Oh, da, da. Vrei să gătim împreună? Da. Ok, deci asta încerc să fac. După aia, ce mai încerc să fac? Mai am timp? Bun.
Ok, nu că termin în timp. Ce mai încerc să fac este că uneori în joacă copiii vor să facă niște lucruri care nouă nu ne plac. Ați observat? Ați observat. Ei, și ne jucăm, el alege niște păpuși, nu știu ce, se joacă de-a grădinița și zice, a, învățătoarea asta proastă și rea, educatoarea asta. Și mie ce-mi vine să spun? Nu vorbim așa de doamna. Nu, cum să vorbești? Că doamna te învață bine, îți vrea binele, nu știu ce. Dar dacă noi zicem asta, copilul ce face? Se oprește. Zice, du-te de aici tu cu jocul tău, că eu n-am nevoie de asta. Și atunci, eu ce fac? Îl las, da? Îl las să zică ce vrea de doamna, că e jocul lui, da? Și jocul pentru el e important, pentru că el așa povestește despre el. El nu o să stea pe scaun să avem o conversație așa civilizată și să-mi spună, uite ce am eu în suflet, da? Astăzi m-am certat cu prietena mea cea mai bună și prietena mea cea mai bună s-a jucat cu alta. Nu, nu o să spun așa. O să-ți arate printr-un joc că un animăluț din jocul ăla sau o mașinuță, depinde ce folosește, este foarte rea, agresivă și atunci animăluțul care reprezintă pe copilul meu o să o bată pe aia sau o să o bată pe învățătoare, depinde ce. Și atunci eu ce fac? Zic da, da? Astea sunt regulile jocului în relația părinte-copil, pentru că asta nu înseamnă că eu sunt de acord cu bătaia, asta înseamnă în joacă că eu îi comunic copilului ce? Văd ce simți tu, ești supărat pe doamna, cred că a făcut ea ceva acolo de te-a supărat, da? Și asta este, da? Zic da la ce spui tu. Și mai am un ultimul exemplu așa din mintea mea. Acum 2 săptămâni vin acasă și soțul meu îmi zice, era cu fetele afară și îmi zice, vezi că Iuri e supărat în baie. Și mă duc în baie sus și el avea un tub de pastă de dinți și îl storcea așa. Făcea pe... Zic, ce ai pățit, mamă? Păi zice că... Aia zice că eu am furat vulpea, că am aruncat vulpea. Ok. Era foarte supărat, da? Deci nu puteam să întreb ce vulpe, de unde e, nu. Ce ascult acolo, ce zice. Ok, mami, ce a zis? Păi a zis de față cu tot prietenii mei, a zis că eu am furat vulpea și așa. Și nu ți-a plăcut asta, că te-a făcut de râs cu prietenii tăi? Nu, nu mi-a plăcut. Zic, cine e aia? Și el zice, păi ți-o arăt eu. Așa. Zic, vrei să mă duc să vorbesc cu ea? Că n-ai băia mare, trebuie să-l întreb dacă vrea să fac chestii pentru el sau nu. Da, vreau. Bun. Așa, zic, bine. Deci cum a fost? Nu vreau să știu toate datele problemei, că el oricum nu-mi zice tot. Că sigur a făcut el ceva cu vulpea. Dar eu acum... Apropo de dragostea necondiționată, ca să cresc copil autonom și așa în contact cu el, eu trebuie să-i dau dragoste necondiționată în momentele astea când mie nu-mi plac. Nu-mi place de el. Nu-mi place de el în momentul ăla. Aoleu! Și deci mi-a zis că l-a făcut de râs, astea-s datele problemei. Taică-mi sau maică-mea, ce făceau? Păi nu, zi-mi cine era, da? Cine a început, de unde a început, da? Și după aia îmi dau cu părerea, dar până atunci n-avem ce discuta, până n-am toate datele problemei. Am zis, bine, nu. Mergem acolo, el mi-o arată pe doamna, era o doamnă însărcinată, eu o știam, zic, aoleu, trebuie să mă duc, să mă duc să... Ce să-i spun? Zice, nu știu ce să-i spui. Bine, mă descurc eu. Dar să nu-i spui că am plâns, zice, nu-i spun. Ok, mă duc acolo și ea vorbea la telefon. Și eu stăteam așa și mă plimbam pe lângă ea și Iuri îmi zice, nu-i așa că ți-e jenă? Zic, da, mi-e jenă, dar tot o să o fac, o fac, pentru tine o fac, așa. Și mă duc la ea, mă pun frumos, eu așa, cum sunt pleasing și drăguț, să zic, da, a fost problema asta cu vulpea, nu? Și zice, da, da, pentru că a luat vulpea și a pus-o așa, dar ce s-a întâmplat? Zic, păi l-am găsit acasă supărat și trist și a zis că ați făcut ceva cu vulpea, că a zis că l-ați numit pe el din toți trei. Zice, oh, păi, dar eu n-am vrut, eu n-am știut că Iuri e așa sensibil, că el încalecă balcoane și așa și mereu îl cert și nu zice nimica. Și m-am crezut că nu-l doare, că nu el a furat vulpea. Aole, păi, dar dacă nu știi că n-a furat el vulpea? Și până la urmă i-am zis că da, îl doare. Și am așteptat și a zis, da, lasă că mă duc eu să-mi cer scuze de la el. Zic, da, aole, ar fi în al meu la cer. El stătea și dădea ture cu bicicleta să vadă dacă vorbesc, dacă nu știu ce. Bun, și după aia a zis, gata, poți să pleci acasă.
Da. Și așa, cum să zic, din interacțiunea cu doamna am aflat că el a sărit într-un balcon. Am aflat mai multe chestii, că nu e chiar sfânt, da? Dar în interacțiunea cu el, eu iau doar aia, pentru că de sărit un balcon, i-am zis a doua zi, auzi mă băiatule, tu ce, da? La cine ai fost în vizită? Da. Dacă e nevoie și de nu, acolo este Ana în mașină, s-a pus invers, da? Dar stăteam, deci nu conduceam așa, bine? Să nu credeți că eu aș putea să fac vreodată așa ceva. Așa, dacă e nevoie și de nu, da, este nevoie de nu, da, e nevoie pentru că o altă situație, copiii îl cer pe nu, da, ei au nevoie de niște garduri în jurul lor, da, pentru că nu se descurcă. Știți imaginea aia din Bambi, când Bambi se duce în mijlocul luminișului al pajiștii și se sperie, se duce înapoi la mama că nu știe ce să facă. Așa. Ana de vorbă cu maica mea. Le aud, ele erau la WC-ul. Deci noi eram împreună în Herăstrău, ele se duc la un WC-ul și eu mă duc în cealaltă. Și Ana îi zice lui mama că mama mea îi spune să pună ceva pe capac. Și și-au pus ele, nu știu ce, și-au fi pus hârtie igienică acolo și Ana îi zice lui mama: bunii, dar știi că mama mea e tare proastă câteodată, că mama mea nu mi-a pus hârtie igienică odată, eu am zis că nu vreau și mama mea m-a lăsat. Și atunci am zis, wow, uite, deci ea ar fi vrut atunci să-i zic nu. Poate nu în momentul ăla, dar după aia ea sta singură să se gândească, băi, eu n-am fost în siguranță, da? N-am fost în siguranță. Sau odată se juca cu o fetiță în cameră și eu nu m-am dus peste ele, am ascultat la ușă să văd ce fac, că mereu mi-e frică, deci când sunt doi copii și nu se aude zgomot, mai ales ăștia mai mari, sigur fac ceva, se joacă de-a doctorul sau ceva. Și m-am dus și am ascultat. Așa, nu se juca de-a doctorul, dar asta la altă, fetița asta o punea pe-a mea să facă curat. Zicea că ea e cenușăreața și trebuie să facă curat. Și fiica mea făcea. Și după aia eu am văzut-o pe ea, era supărată, nervoasă toată seara și am făcut legătura. Și după aia am zis, mami, eu am ascultat la ușă. Și zice, și ai auzit tot? Zic, am auzit partea aia. Și după aia am întrebat, ea nu mi-a zis nimica, dar eu am întrebat, tu voiai ca eu să intru? Și a zis, da. Era tot un nu, era o limită, da? Trebuia să intru, zic, fetelor, hai să ne jucăm ceva împreună, nu să o rușinez pe aia sau pe aia, da? Dar trebuia să fac asta. Deci e nevoie și de nu și zic chiar ei, da? Că au nevoie de nu. Și ultimul slide pe care l-am este că de multe ori ne este greu să zicem da. Ne e greu să îi lăsăm pe copii să exploreze, da? Ne e greu să îi lăsăm să se joace în făină, da? Eu am văzut că mie mi-era ușor să-i las să dea toate astea jos de pe masă, să dea toate lucrurile din dulap, să dea hainele jos, dar cu mâncare mi-a fost foarte și în continuare mi-e foarte greu și de asta când îmi cer în timpul special să gătească, mă trec sudorile. Și după aia m-am prins de ce mi-e greu cu gătitul, că am stat și eu să vă mă, la asta mi-e foarte greu să zic da. La alți oameni, la alți părinți, le e greu să zică da, să-i lasă să se urce pe o scară, spre exemplu, da? Sau să se ducă într-un anumit loc care li se pare periculos. Mie mi-a fost greu cu asta, cu gătitul. Și aici a fost din cauză că mama mea, când eram eu mică, gătea cu ușa închisă. Eu niciodată n-aveam voie în bucătărie, era ceva sfânt. Acolo era imperiul ei, al bunicii, toate au fost așa, din generație străbunică, bunică, mamă și eu nu gătesc, eu la mine s-a oprit. Da? Dar trebuie să mă apuc să gătesc. Bine, mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și m-ați urmărit. Ești genială, Otilia. Mulțumesc. Stai cum la. Nu pleca de acolo, pentru că sunt convins că sunt foarte, foarte multe întrebări pentru tine. Eu aș vrea... Albastru. Da. Eu am două întrebări, da. Scurt. Da. Pe de o parte, de exemplu, mie nu-mi place să fac balet. Îți place să faci balet? Dar fac foarte mult balet. Mi-am închipuit. E uneori e mai dificil cu tutiulul ăla, dar în fine. Eu vreau să te întreb cum ar trebui să reacționeze tații, pentru că de multe ori mi se pare că tații sunt cam inconștienți
Da. Față de mămici. Bine, acum da. hai să vă spun cum se întâmplă la mine acasă. Iar faci ceva! O chestie nouă, da? Da. Ai grijă! Iar eu, și ce se întâmplă? Care e problema? Cum facem și noi, tăticii, să dăm libertate copilului, dar să nu cădem în latura cealaltă, a inconștienței până la urmă? Adică să nu lăsăm să facă prea multe. Aha. Da. Eu aș zice că dacă mama e precaută, pot tăticii să-și permită să fie un pic mai liberi. Pentru că ei au nevoie, de multe ori relația asta, ce dau mamele și ce dau dații la copii, așa că se spune că mama le dă rădăcină și tata le dă aripi. Și n-aș vrea. Cumva mai bine mama să zic ok, fă-o tu pe asta. Că eu am foarte mare încredere în instinctul taților, că dacă aruncă copilul în sus nu pățește nimic. Că dacă fac niște scheme fizice, au nevoie de aripile astea. Deci asta aș zice eu. Și dacă o supără pe mama, atunci da, tu știi ce ai de făcut. Dacă mami cool se supără, da. Spuneți-mi dacă aveți întrebări pentru Otilia. Dacă nu... Da, te rog. Anca. Nu e, da, Anca a întrebat, mai vrei să întrebi tu? Nu, pune tu, ca să întrebe toată lumea. Întrebarea este, timpul acela special este cu toți trei odată, pentru că și eu am trei fete și nu e, din punctul meu de vedere, mulțumesc, cred că fiecare are nevoie de timpul ei. Da, așa este, pentru da. Pentru că oricum sunt geloase și oricum li se pare că li s-a luat ceva de la fiecare... În parte. Da. Da. Așa e, ai intuit bine. Deci timpul special e cu una separat, da. 10 minute tu, 10 tu, 10 tu. 15, 15, 15. Și când avem timp și nu neapărat toți în aceeași zi. Câteodată azi pot cu 1 și mâine cu 2, câteodată azi pot cu 1, peste 2 zile pot cu 2. Știi, nu trebuie să fie neapărat toate în aceeași zi. Să nu tragem de noi, știi? Și faci un planning pe treaba asta? Adică alegi... Eu, de exemplu, am ales o zi specială cu fiecare dintre ele, dar și așteaptă ziua. Da. Dacă nu fac un planning, mă gândesc că e o chestie haotică. Da. Și atunci se bagă una peste cealaltă. Uite, ție-ți iese asta. Eu nu m-am gândit la asta. Deci nu sunt rețete. Știi? Eu urmăresc să fie cumva o ordine, dar care ajută pe ei. Gena, sunt eu primul, tu al doilea, al treilea, după aia ei știu, nu? După aia zic ei care, știi, își țin ei ordinea și... O țin și eu, știi? Deci cam atâta. Dar cam ce funcționează pentru fiecare și pentru voi, dacă ați găsit asta, e wow! Da. Da. Mulțumesc! Otilia, Anca Gheorghe, numele Anca. Meu. Am o nelămurire așa în ceea ce privește dragostea necondiționată. Pentru că tu ai spus că, cu toate că nu știi tot adevărul, da. Iei partea. Aici eu am o... Da, știu! O diferență de abordare, dar nu știu dacă e bine ce fac eu. Da. Fac exact cum ai spus tu că făceau părinții tăi cu tine, în sensul în care îi spun, nu mă interesează până nu-mi dai toate detaliile, eu nu-ți iau apărarea, vreau să știu tot adevărul, pentru că atunci când mă văd față în față cu omul respectiv, vreau să nu mă ia prin surprindere. Da. Te apăr, dar vreau să-mi spui tu tot. Tu tot, ok. Riscurile sunt ca el să-ți spună ce vrei tu să auzi. Dar, hai să-ți dau un exemplu cu viața de adult, ca să vezi de ce nu-i la fel. Eu mă duc acasă la soțul meu și îi spun, băi, asta s-a întâmplat asta și asta cu colega mea sau cu colegul meu sau cu șefa mea. Am avut și eu șef, am lucrat și eu în corporație și am avut și... Ok. Și el îmi zice, și ce s-a întâmplat? Păi eu am intrat în birou, i-am arătat ce am făcut, ea a zis că nu, așa și... E enervantă, că oricum din ce fac eu niciodată nu-i place și îl favorizează pe ăla care arată bine, eu sunt femeie ca ea, știi, am început eu cu ale mele. Și el îmi zice, păi și pe tine, tu, iar încep tu cu chestiile tale, îmi zice soțul meu, știi? Că ea are dreptate, pentru că tu mereu, tu niciodată nu-ți respecti deadline-urile și nu știu ce. Și eu în momentul ăla zic, ia mai lasă-mă tu în pace, știi? Și am zis așa, i-am zis, uite, eu o să reluăm discuția de la început, și tu îmi spui mie ce vreau eu să aud. Și el zice, deci și tu ce vrei să aud? Că ești de partea mea.
eu vreau să aud că tu ești de partea mea, că ok, eu știu, arbitru, știu să-mi fac singură treaba, știu exact că am greșit, că niciodată nu sunt pe deadline-uri, că am probleme. Dar eu vreau ca cel drag să fie de partea mea. Și am zis, am început iar. Am zis, auzi, știi ce s-a întâmplat astăzi? El stătea să uite așa. Da, azi, uite, m-am întâlnit cu șefa mea, zis asta și asta. Și zice, ce proastă e, las că mă duc să-i sparg roțile de la mașină. Și am zis, asta vreau să aud. Da? Deci asta vreau să aud, știi? Înțelegi? Deci pe copil, da, pe copil nu-l interesează dreptatea atunci. El vine la tine să fie auzit. Și vine odată, vine de două ori, vine de trei ori, după aia nu mai vine. Dar nu-l încurajez în felul ăsta să-mi ascund o parte din adevăr? A, pentru că știe că oricum sunt de partea lui? Da, las așa. Acum, dacă tot semna subiectul ăsta, că mă arde pe mine. Stai să zică și ea, da. Ca să avem... Da. Așa să... Bună, eu sunt Marina, am tot trei copii și am o problemă cu gemenii. Da. În sensul în care cum fac să iau partea unuia în raport cu celălalt, întotdeauna una dintre părți se supără. Deci, normal. Și ce pot să fac? Se întâmplă frecvent. Aici ai de povestit o carte întreagă. Okay. Timpul special ajută și în momentul în care celălalt e supărat și zice că numai... Și ai mei, pe el îl iubești cel mai mult... Pe ea o iubești cel mai mult, pe ea o iubești cel mai mult. Și atunci când unul zice că pe ălălalt îl iubești cel mai mult, te duci la el și spui, vreau să-mi... Da, văd că nu-ți arăt destul că te iubesc. Deci nu mai mă raportez că-s dreaptă, că ei asta vor, ei vor... Da, de arbitru, dar nu, noi trebuie să fugim din rolul ăla, că orice faci greșești în rolul de arbitru. Și atunci tu îi spui... Mami, văd că nu te simți destul de iubit de mine, cred că am fost prea mult cu ceilalți doi, așa e că trebuie să mai stau un pic cu tine, să petrec timp cu tine. Și el o să zică, dacă niciodată tu nu stai cu mine. Așa. Dar nu-i nimica că acest niciodată e mare, da? Nu e adevărul absolut, dar așa zic ei, foarte pasional, niciodată. Și atunci spui, hai să mă gândesc, să-mi spui ce pot eu să fac cu tine ca tu să te simți iubit. Deci așa. Bine. Ne oprim, că e crina. Mai e cineva? Ultima întrebare. Da. Bună, fetița mea are un an și 7 luni. Un an și 7 luni. Da, vorbește încă deja foarte mult. Și îmi cere în mașină. E într-o perioadă în care vrea bațe mami, nu tati, mami. Nu tati, da. Nu mama e mami. Și în mașină mă pune să ne jucăm. Ea să mă strige, mami. Și eu dacă spun da, mă pune să-i zic nu. Și dacă îi zic nu, începe și să face că plânge. Și acum e iar stigă, să o strig. Mami, mai vrei și... să-mi zici odată? Deci mă, pune să o... deci mă pune, ea mă strigă pe mine, da. Și dacă îi spun da, că da. În mașină zici da, mami, da, iubita da. Mea, spune. Ea da. Nu, să mă pune să-i, să-i răspund cu nu da. Și părmă în joacă, da. Da, se face că plânge da. Și apoi mă pune iară să-i da. Zic nu și o joacă ce foarte mișto e jocul ăsta, e deșteaptă da, rău, e știi ce facem? Dar nu înțeleg, e atât de deșteaptă că nu înțeleg. Știi ce face ea în joaca asta? Zice așa, mami, tu câteodată îmi spui mie nu. Și în viața reală, când tu îmi zici nu, îmi e greu. Acum în joacă, tu îmi zici nu, dar eu controlez, că eu ți-am propus ție. Deci eu controlez, tu îmi spui nu, dar nu îmi spui pe tonul ăla nu, că mai zicem și de la... Da. Da. Exact. Da, ea îți spune cum să-i zici ca ea să nu se sperie, știi? Deci ea își face un fel, asta e terapie, știi? E terapie prin joacă, pentru că ea în joacă vrea să controleze ea. Și mie îmi zicea la un moment dat fata mea că mami vreau să mă bați. Oh, Doamne, vreau să mă bați în joacă. Și m-am prins așa că ea avea o problemă cu o fetiță care a bătut-o de vreo câteva ori și acum voia ca eu să o bat pe ea, ca ea să se gândească ce strategii să-și facă și să vadă ce se întâmplă. Să te joci în continuare. Exact, ai, da. Mulțumesc foarte mult și abia doamnelor aștept să te aud, Trina. Otilia Mantelers. Mulțumesc. Știu că mai sunt foarte multe întrebări, dar o puteți lua la un tir de întrebări din nou pe Otilia pe 23 aprilie, când are propria ei conferință Stima de Sine a Copilului Tău. Cu mare drag.